atenți. Nu știu dacă l-a chemat. Fiți atenți, ascultați-mă. Facem un felul următor. Da? Îi facem primul 11 lui Edi, că știu că mor toți antrenorii. Stai, nu-mi place, ador. Da. Edi, îți facem primul 11. Corect. Știu că nu vă place numai la niciunul, dar mamă, mie așa de tare îmi place să vă facem primul 11. Numai că acest primul 11, da? Noi trebuie, pentru când? Pentru sâmbătă cu Andorra sau un 11 ideal? Noi 11, ce facem cel acum? Mai bun 11 din ce a selecționat. Eu mă gândesc și la meciul al doilea. Trebuie neapărat să... Tactica, te rog, lasă-mă acum. Nu, trebuie neapărat să te gândești, pentru că vor fi multe schimbări. Normal, lasă, 11 ideal, portar. Nița. Nița. Tot Nița, înțeleg că nu joacă. Nu joacă. Cum joacă? La Pardubiță, tot timpul. De două, trei etape, cel mai bun portar al Cehiei, portarul etapei. Etapei. Eu între Nița și Radu? Da. L-ai preferat pe Radu? Tu îl preferi pe Radu? L-aș prefera pe Radu, nu știu. Am crezut că Nița nu joacă, de-aia... Nu, am înțeles. Oricum l-ai preferat pe Radu. Fundaș dreapta. Sorescu joc în Andorra. Deci nu Manea sau Rațiu. Sorescu joc în Andorra. Rațiu. Aurica. Eu l-aș prefera pe Rațiu pentru că e fundaș mai de deplasare. Sorescu mi se pare un... Avem deplasare în Andorra, Aurica. Valențe ofensive. Nu, mă, fiecare cum avem vede. Avem deplasare fundaș în Andorra. Fundaș și central. Am înțeles. Rațiu. Burcă 1. Da. Rus. Nu știu exact. Uite, îmi scrie Cristi Coste, râzând, Ionuț Radu e titular, nu vă mai agitați. Bun. Spune. Sunt de acord cu Burcă rus. Cum Burcă rus? Burcă Nedelceanu. Burcă rus. Și eu cred Burcă rus și Nedelceanu acasă. E mai constructiv la pentru meciul. Burcă rus. Dar Drăgușin nicio șansă? Drăgușin... Vorbim totuși de un jucător care joacă în Italia. Serie. Drăgușin a început pentru echipa națională. Drăgușin va depinde de cum se va comporta la antrenament. Va intra și Drăgușin. Bun, Burcă rus, da? Stânga, Manea, nu, aici cred că nu. Nu, Camora, de ce? Camora. Camora? Pe Manea nu l-a numit. Pardon, stai că acum m-am prins. Manea n-a primit niciun vot pentru fundaș dreapta. Ei trei au zis Rațiu. Niciun vot? Eu am zis Sorescu, având în vedere că jucăm... Bine. Stânga. Cu Andorra. Stânga. Stânga. Camora? Camora și mai cine pe listă? Nu, Camora și Camora și cel Rați. De la Sibiu. Ah, da, nu, Camora. Poate să joace Manea pe stânga? Poate, dar dacă l-ai pe Camora, de ce să joace Manea? Aha. Bun. Camora, okay. Are experiență. Are... Bun. Eu zic că o să joace, eu zic că o să joace cu Drăgușin, titular. În Andorra. Nu știu, eu zic că va juca cu Drăgușin, că o să-l vedem pe Drăgușin titular. Eu asta cred. Ce sistem, pe ce sistem mergem, Vivi? 4, să zici, care e sistemul care se începe cu mergem? 4-3-3, joacă. 4-3-3. Cei trei de la mijloc, te ascult, Alin. Eu cred că aici la închidere va fi Marin din Italia. Nu, ce crezi? Care, ce, cine... Amândoi sunt din Italia. Nu, Răzvan, trebuie un pivot aici. Cine, Răzvan? În afară de Marius Marin, mai avem vreunul care să deplinească în tot locul. L-ai pus de la Hagi, pe Băluță. Pe Băluță. Da, dar el îl va băga pe Răzvan Marin. Bun, deci zi-mi cei trei jucători de la mijloc, închizător. Marin, Stanciu. Marin, Stanciu. Eu zic Băluță pentru fizic. Da? Pentru... faze fixe, Răzvan Marin și Stanciu. N-ai cum pe Stanciu să-l scoți. Pe nici pe Răzvan Marin, că ai în polizeria. Marin, Stanciu. Aurica. Și eu cred că Băluță pentru meciul de acasă cu Belarusul. Sunt mai înalți și... Mai solizi. Mai solizi și noi va trebui să răspundem pe cu aceeași măsură. Nu trebuie să primim gol cu Belarusul. E important. Atacanții, cei trei? Ali Bek, sigur, acolo sus. Și dreapta, stânga? Mi-e greu să spun, că și aici sunt multe variante. Man? Nu știu în ce stare fizică este Man în momentul bun, ăsta. Moruțan. Cred că în meciul de la... Stânga, Octavian Popescu? Nu, parcă nu cred. Dacă aș avea altă variantă... Nu cred. În Andorra cred că va juca cu cel de la din Franța. Dobre? Cu Dobre. Eu nu l-am văzut pe băiatul ăsta, nu știu. El a început fundaș dreapta pe la loturile noastre. Și acum ajunge extremă stângă. A jucat în dreapta și acum... În Portugalia unde acum? Da, nu știu, dar cred că va fi șansa lui să intre în circuitul echipei naționale într-un meci neutru în deplasare. Ali Bek, sunt toți de acord că începe titular? Nu prea e cum altfel. Moruțan poate să nu prindă primul 11 la cum joacă în Italia?
S-ar putea să nu prindă primul 11 în deplasare, dar acasă s-ar putea să fie deplasare în al doilea. Atunci Moruțan în partea dreaptă se întrebe. Zii tu pe cei trei, care, mă rog, i-ai băgat tu, să zicem. Sau așa. Păi, Ali Bek, clar. Aici între Moruțan și Man. Și stânga are de tate și Aurică, pentru că acest Dobre juca titular în serie, în Liga a doua din Franța și acum s-a transferat unde? La Famalicão, în Portugalia. În Portugalia. Și joacă și acolo. Este un jucător... Și ai un meci nu prea cu încărcătură. Adică poți să-i dai. Să-i dai. El a jucat și la Bournemouth, în Anglia, o perioadă. Dar știi că a fost la convocările lui, chiar acest Dobre a ieșit în presă și a spus că el joacă și că... Îți pare că a fost în lotul de la Olimpiadă. Nu, are viteză, să știi. E fizic bun. Eu nu cred că joacă. Nu stăm grozav de la mijloc. Dar cred că Adrian, după cine vrei? Nu titular. Ali Bek și laterali? Între Man și Morunțanu și aș înclina mai mult, depinde, nu știu cum joacă amândoi, în ce formă sunt. Mai mult am auzit Morunțanu joacă mai bine. Morunțanu joacă mai bine. Mai bine? Cu Morunțanu și în stânga, nu știu, pe Dobre. Dar nu poți să joci cu Tănase în stânga? Poți să joci și cu Tănase. Stai puțin, Ali Bek nu te duce tot meciul. E limpede, nici să-l păstrezi pe Tănase la Ali Bek? Păi ține-l, bași pe Luis acolo. Deci Tănase este varianta de minutul 60-60. Coman nu este la Națională? Nu este convocat? Nu, e Kingsley Coman, la Franța. Atunci pe el. Îl luăm pe ăla de acolo, pe Kingsley. Da, deci nu te duci să... Chiar și cu Andorra. Eu nu-l văd pe Dobre. Deci Dobre, Ali Bek poate cu aia 90 de... Dobre joacă în Portugalia, atunci este eu nu-l văd titular. Hai să uităm la Edi, că Edi mereu a venit cu surpriză. Este posibil să urce Stanciu acolo, poate mai sus. Nu cred că mai repede. Fără Ali Bek vedem primul 11? Stai puțin așa. Te rog. De ce nu să nu joace Sorescu acolo în partea? Că l-am băgat eu fundaș dreapta și nu mă rog. Fundaș dreapta și ni l-ai scos. Poți să-l bag pe Manea fundaș dreapta și l-am mai jucat și în Islanda și în... Dar mă gândesc că totuși la club de când a venit, cu excepția unei jumătăți de repriză sau unei reprize, îl bagi puțin Sorescu mai sus și poți pe Sorescu acolo să da. Spune că va depinde de antrenamentele de la... Nu tot meciul a jucat, la pauză, l-a mutat mai sus. Ionuț Angheluță înainte. Da. Deci, în timpul meciului. El a jucat fundaș dreapta pe aici. Suntem de acord că Ali Bek nu poate lipsi din primul 11? Păi n-ai pe cine. Păi ai variantă Tănase? Nu, la cum joacă, lasă. Și cum joacă, da. Cum? N-ai cum. Ali Bek este... Nu, Adrian, poți să nu joci cu Ali Bek? Depinde de sistemul de joc, dar în momentul dacă tot vrem să dă gol, jucăm cu Andorra și cu Belarus, trebuie să jucăm cu Ali Bek, cu unul mai puternic acolo. Dacă nu era Pușcaș, dacă s-a accidentat. Nu, eu cred că tot cu Ali Bek. Da, puteai juca cu Ali Bek la cum joacă într-o Ali parte, Bek, într-alta. Nu, în față Ali Bek. Eu îmi pun mari speranțe în Stanciu. Stanciu, un jucător care mie îmi place la nebunie. De acord cu tine, Horia, un amendament. Dar poate să urce și mai sus să joace cu De acord cu tine, Stanciu este fotbalistul anului 2022. Dar nu asta, cum joacă? Nu, altceva vreau să vă spun. Vorbeam cu Vivi aici, șușoteam noi. În China s-a terminat campionatul înainte de mondial. Da, de acord. Deci n-au acest Wuhan, trei orașe, three towns al lui, care e campioana Chinei în momentul ăsta. În moment, m-am uitat și eu pe clasamentul la chinezi. Ultima a terminat cu minus 13 puncte din cauza unor penalități financiare și a primit 125 de goluri, ultima clasată. Nu știu cât mai e de tare campionatul ăla, nu mai e clar ca pe vremea când a întrebat acolo Lipi și mai știu eu cine acum. Vrei să spui că nu ține mai mult de 60 de minute. Dar ultimul lor meci este înainte de mondial. 60 de minute poate echipa să de le țină. Făcută de Cristi? Să nu care informații mai bune ca mine. Nu. Cine a făcut-o pe Nu, nu e o chibiță reală, dar probabil s-au numărat voturile pe aici. Păi Radu nu, uite, Radu n-a primit voturi și este... Da, e Dobre. Dobre nu, eu nu îl văd pe Dobre. Nu. Joacă în Portugal, nu-l văd. Nu. Famalicão e pe la mijlocul clasamentului pe acolo, într-un campionat. Tu ne-ai destabilizat cu Sorescu, spun eu. Că, să vezi că l-am băgat eu pe Sorescu, fundaș dreapta. Sorescu s-ar putea să joace mai sus, în fața lui Rațiu. Cristi crede că o să joace cu Ali Bek, Man și Tănase, că ăsta va fi trio-ul. Ali Bek în față, Man și Tănase. Și pe Ali Bek cu cine îl schimb? Cu Luis Munteanu, minutul 65. Nu, mai că poate să marcheze mai. Dacă am 3-0, nu contează până atunci, nu mai contează cu cine îl schimb. Las pe Tănase vârf de atac și na. Poți să verifici la meciul cu Israel când am
Când am jucat acolo, ce... Da, e, vedem, ce, vedem ce o să fie. Important e că cel mai important... Nu arată groza, oameni bune. Echipa asta nu arată groza. Mă auzi, mai important că, decât că v-am destabilizat eu sau, sau Alin cu Sorescu, ne-ai destabilizat tu cu Andorra. Da. M-ai înțeles? Ce adică... Ai început să vorbești ca Petrescu. Eu sau Austria, că Austria trebuia să vedea vreo trei. Ai început să vorbești ca Petrescu. Tot eu și tu, ca Nemitică, când ai zis că... Nu, da, ți-am dat. Da, da, după aia a dat-o la tors, după aia Nemitică. Bune, dar de fapt am zis la mișto. Au fost bune. Tehnic, tehnic. Deci, Aurică, ai dat-o la tors, nu? Mă auzi, băi, el... Nu, dom'le, dacă spun că am văzut meciul cu Austria și Austria cu echipă... Bine, aia cu terenul sintetic nu-mi place. Păi ăla e terenul acolo. Eu știu. Bine, joacă toți. Și cum era, cum era după teren sintetic? Care e diferența? Trebuie să te adaptezi la el, nu e nicio diferență. Trebuie. Deci, nu joacă tot pătrânsă. Nu joacă tot. Nu-ți mai sare mingea, e primul lucru. Vine puțin mai rapid, știi? Și când bagi alunecă, te frige pe laterale. Nu prea poți să faci. Ei, spui de aia termici și nu te mai frige. Și să ne înțelegem, Austria le-a făcut, Andorra le-a făcut probleme Austriei pe teren normal, la Malaga. Dar ce s-a jucat acolo? Un meci amical. A, amical. Eu nu cred că o să avem vreo problemă, le vom marca trei goluri și lui Andorra și lui Belarus. Bravo, sperăm, așa să fie, să ai gura aurită. Nu știu ce să zic. Locul Andorra, locul 180 și ceva din cei 211 de votanți în unanimitate ai lui... Și Belarus, Elveția? Infantino, Ruanda. Belarus, Elveția? Belarus, no, Elveția nu se bată pe toți. Belarus în jur locului 100. Elveția o să-i bată pe toți, zice. Da! Ei, Elveția a făcut un mondial așa și așa, iar când a fost să iasă, le-a dat terenul în cap. 6-1. Bun, da. Știi că eu răspund de Elveția campania asta. Campania trecută am răspuns de Finlanda și am luat 4 puncte. Nu te-au dat afară? Păi de ce? Nu, am întrebat. Păi am luat 4 puncte. Am dar de ce n-ai ales să răspunzi de Andorra în grupa asta? Păi nu aleg eu. În 2014. Păi da, da, te pune o vorbă bună. Răspunde de Elveția că n-avem șanse acolo, cine ce să-i zică, dar n-a luat Kosovo, care era un adversar complicat. Pentru Euro în Franța am răspuns și eu de Finlanda, am luat 6 puncte cu Finlanda. Eram alții. Bă, da, deci voi pe finlandezi te stai. Ai văzut ce înseamnă Illuminati? Am fost în Finlanda când erau aurora boreală. Deci m-am trezit dimineața la 4 ore de zi. Făcând niște calcule normale, știi cum e într-o grupă. Da. Surprize negative, surprize pozitive, până la urmă masa de puncte se împart în mod egal. Da. Vrei să faci diferența față de restul echipelor, Kosovo, Israel, Belarus? Trebuie neapărat să iei cel puțin un punct Elveției. După mine, nu luăm punct Elveției. Nu știu dacă ne calificăm. Da. Vreau să te întreb ceva. Ținând cont că noi îl știm, l-am văzut și cum a jucat și cu Lazio așa, așa la prima vedere e un avantaj că nu va fi Krasnici? Că ne era teamă de el. Păi n-aș putea să spun. Înseamnă că el sunt mai bun. Înseamnă că sunt mai bun. Se întreb cum îl vedem noi pe Krasnici. E un avantaj? La prima vedere, repet. La prima vedere, da, dar așa, vrei să spun, m-au trimis în Spania să văd Andorra. Da. Andorra cu Austria, cu Alaba, cu toți jucătorii. Da, da, lot bun, da. Foarte bun. Câștigă Austria minutul 89. Stai puțin, așa cum zici la prima vedere, te duci în Andorra. Dom'le, e prima vedere, dar stai puțin, eu am văzut o echipă. Ăștia de 3 ori în timpul încălzirii au întrerupt și s-au luat în brațe, uite așa. Asta înseamnă un spirit de echipă extraordinar. E pe sintetic foarte... în Andorra, din ce și știi pe tu. Sintetic. E pe sintetic jucăm, da, nu? Da. Stadionul e tot ăla de la Malaga, se vede o stâncă în partea aia acolo. Se vede nu, o... Eu am fost în Spania, i-am văzut la Malaga. Au jucat în deplasare. Da. Și au jucat foarte bine, vrei să spun? Nemeritat i-a bătut. Deci nici pe ăștia ne pregătești, că nici pe ăștia nu-i batem? Nu, dom'le, vreau să spun ne că pregătești deja? I-am spus lui Edi, nu suntem serioși, sau ca cum a fost Craiova repriza a doua sau FCSB prima repriză, n-avem nicio șansă. Nu câștigăm în Andorra. Nu! Nu ne ducem 100%, m-a nu luat câștigăm. Cu frisoane, măcar Belarusul. Nu, dom'le, dar spun Austria, Andorra-Austria. Adică da, ce da, să da, mai da, spun? Da, da, nu, pot să spun, echipă bună, pot fi excepții, dar normal ne povestești. Semi-amatori. Bine, am văzut că stai Petrescu... Stai puțin că Andorra a avut și... Bravo, Petrescu a început, a avut și deplasare acolo, a avut și în Gibraltar, dar a început să pregătească și echipa națională. 100% vom avea un meci foarte greu. Bine, asta e filozofia lui Dan Petrescu. Foarte greu. Nu ăia din Malta erau selecționată a
Americii de Sud. Piunii Cherevan era... Bun, dar poate că e mai bine așa. I-a spus lui Edi. Noi acum luăm anecdotic pe Dan. Și băi, că tu și dacă joci mâine cu echipa cartierului... Eu am văzut cu ochii mei. Asta-i felul lui, de a se comporta. I-a spus lui Edi, poți să marchezi din oricum, atac pozițional, atac direct, contraatac, faze fixe, recuperări, pressing, oricum poți să marchezi, din orice situație, pentru că nivelul jucătorilor este totuși. Da. Bă, dar la nivel colectiv vei avea o foarte mare problemă, pentru că stau la 15 metri unul de altul și o echipă foarte, foarte compactă. Apar, aleargă tot timpul și sunt kamikaze, se bagă în toate contrele și în toate astea, nu te lasă. Deci nu va fi ușor, asta îți garantez. Cu genul ăsta de echipe, dacă vrei să-ți fie totuși relativ ușor, să dai gol repede. Ai dat gol repede, e altceva, pentru că ei trebuie să vină, se desfac, nu mai au pentru ce să lupte pentru rezultat. Normal, și trebuie să marchezi. Și trebuie... Înțeles. Deci spun, semnal de alarmă și cu Andorra. Ce facem pe Vivi? Ei joacă cam... Bă, Cobra, joacă la fel. Păi Cobra, ce facem? Zi. Păi la campionatul mondial nu s-a dus Argentina și a avut probleme? N-ai jucat contra Andorrei, nu? Ba nu, am jucat mai multe meciuri, dar nu se punea problema dacă jucăm cu Andorra sau cu nu știu... Cât e? 6, 7? Da, se punea problema. Islanda sau cu ceva, nu se punea niciun fel de problemă. Islanda, deja te-ai dus la... la... Păi nu, uita, noi bă, pe Islanda... Vreau să puneți camera pe Vivi Răchit. 4-0, 4-0. Deci, când l-a auzit pe Aurică că ne spune că, doamne, dacă nu suntem serioși, nu batem în Andorra, deci de atunci puneți camera pe Vivi. N-au dat pe Belarus. Dar pe Belarus, nici pe Belarus, unde jucăm? În Turcia cu Belarus, nu? Nu știu, deocamdată eu mă duc să văd la Novi Sad, Belarus-Selveția. Ei toate meciurile de anul trecut l-au jucat la Novi Sad. Elveția-Israel. Deci toate meciurile din Nation League Belarusul l-au jucat la Novi Sad, probabil și în virtutea unor relații nu va juca politic. Cu Kosovo, nu va juca în Serbia. Nu poate juca pe teritoriul fostei Iugoslavii. Probabil și într-un context politic în care politica sârbilor merge puțin spre est. Da, nu-i treaba noastră, dar toate meciurile au jucat pe un stadion destul de paradis, de dărâmat. Și fără spectatori. Și fără spectatori. Meciurile de acasă, dar noi acum jucăm la noi. Nu, eu vorbeam de Belarus-Elveția. Ah, bun. La Novi Sad. Care e sâmbătă. E pe 25. E pe 25, sâmbătă. Când noi jucăm împotriva Andorrei. Andorrei. Da. Deci tu mergi la Novi Sad să vezi meciul ăsta. Meci foarte important. Despre ce vorbim? Foarte bine, poate Elveția de le sună apa în cap. Nu se știe. Nu se știe. Nu se știe. Începem cu Andorra și Belarus și cred că e obligatoriu să venim cu 6 puncte, să strângem 6 puncte. Corect. Asta este dorința tuturor. Am fost aseară la ultimul antrenament al celor mari, după ce am fost la aia mici, la U21. Foarte încrezători, foarte bine toți așa. Bine, antrenamentul a fost defalcat ca intensitate pentru fiecare, cum a jucat, când a terminat meciul, cum s-a prezentat la lot, în funcție de parametrii fizici. A fost un antrenament, știu eu, separat pentru unii, dar mă uit la ei bine de tot, și din punct de vedere al atitudinii și din punct de vedere al modului în care conviețuiesc acolo, știi? Dar e atâta așa atmosferă liniștită, știi, cum să spun, serioasă de foarte multă vreme. M-au impresionat, foarte hotărâți așa, toți, absolut. Și din dialogurile care le-au câțiva dintre ei, nici nu-și pun problema cât să câștige. Critic acolo, nu? În Andorra. Nu, câte știu, e stadii național ăla de 3.000 și ceva de locuri, de stânca aia în spate acolo, are gazon artificial. Asta trebuie să știe Edi Iordănescu. Obligatoriu Alex, 6 puncte. Îți dai seama că jucam pe sintetic, ne-am trenat și noi pe sintetic măcar o dată. Nu cred asta. Primul meci clar e cu Andorra, atâta timp cât nivel de seriozitate e cel despre care vorbește Nea Mihai, cu siguranță nu vor fi mari probleme în Andorra, pentru că doar în momentul în care nu ești 100% pot apărea rezultate, să spunem, un egal. Dar Andorra, dintre echipele foarte mici, nu e neapărat una din echipele bune. Dacă întâlnești Liechtenstein, atunci poți să ai probleme. Iar apoi Belarus...
Nu uita că Andorra acum câțiva ani de zile, adică trebuie totdeauna să fii circumspect, să trantezi foarte serios. Știi foarte bine că... Exact asta am spus. Asta, exact. Asta este atitudinea pe care o ai. Dacă mi-au bine aminte, mi se pare că demisia lui Ben Stork de la Naționala Ungariei a fost determinată de un meci pe care l-au pierdut în Andorra cu 1-0. Când ei erau în ascensiune. Nu știu dacă nu greșesc. Nu știu, n-aș putea să nu mi-aduc aminte. Da, știu da. Că a pierdut cu o echipă mică, dar nu mai știu dacă a fost nu chiar Andorra. Dacă cumva Andorra a fost. Dacă nu cumva aia, Malta, da. Nu mai știu, dar tot. Da. Era un antrenor neamț, la Ben Stork i-a dus la 2016, exact. Cu Ben Stork au fost la 2016. Adică să te informezi, pentru că ești specialist în... Da, fost redegist era omul mai în vârstă. Exact. Da. Dar cunoșteam foarte bine, am fost cu el la un congres al directorilor tehnici din Europa și... Chiar vorbeam cu el. El adusese un întreg staff la nivelul echipei maghiare, la Federația Maghiară. Domnul director tehnic, vă informez oficial că Estadi Național de Andorra, 3306 locuri, situat pe Baisa Damoli, numărul 31-35. Da, nu pierdem vremea. Vrei să ne spui că e sintetic? Spune mai repede că e sintetic. Deci, gazon că artificial. S-a jucat pe artificial. Joacă pe artificial. În condițiile în care Camora, Florin Gardoș, a rămas acasă, îmi vine Ștefănescu, mutare de ultimă oră, au fost voci care au spus, inclusiv cea de la Cluj, cea mai pregnantă voce de la Cluj din vestiar, Dan Petrescu, niciun fundaș de la mine n-ar trebui să fie la Națională. Și care întrebare? Cristi Manea, Andrei Burca acolo, Camora pe ultima 100 de metri. A zis că n-ar trebui să fie la Națională? Fotbaliștii lui. Că n-ar trebui să fie la Națională. Supărat după jocul cu Rapid. Că nu meritau să fie la Națională. Ei, la supărare poți să spui multe. Și pe aici s-a scris, bă Messi, du-te la șah. Cred că problema nu e neapărat o problemă. Camora e un fundaș central care sigur are experiență și e puțin mai defensiv. Dacă ne gândim la variantele, Ștefănescu, care și el e mai degrabă mai ofensiv puțin. Să vedem ce decizie va lua Edi. În meciul cu Andorra, sigur că ai nevoie de fotbaliști ofensivi, probabil chiar și pe părțile laterale, dacă e să vorbim de fundași laterali. Cu Belarus poate puțin mai pragmatic. Da? Avem varianta Opruț de la Sibiu. Da, Opruț care nu are cine știe ce experiență la echipa națională. Asta, Manea în stânga nu merge? Mai Sorescu așa. Poate să joace. Sorescu e, dar și el e o variantă... Pe o parte și pe cealaltă, da. Și absolut. Da, păi cred că Sorescu a fost gândit pentru stânga. Pentru că Națională. Da, pentru că pe dreapta... Ai Manea și... Ai Manea și Rațiu. Rațiu, da. Și Rațiu. Acum ar fi culmea să ai pe dreapta pe Manea și pe Rațiu să joci cu Sorescu, cu al treilea. Ar fi culmea, da. Dar cu Sorescu poți să joci și acolo e destul de ocupat. Dacă ne ducem mai ocupat, sus... Da. Deci problemele cele mai mari le are în continuare acolo, la fundaș și laterale. Da. La, bun, și la central l-a distrus pe Burcă după meciul cu Rapid. Deci Burcă intră între fundașii CFR-ului. A fost și el discurs. Tocmai am spus ceva mai devreme. Exact același lucru. Am spus mai devreme. Cu Burcă acolo? Da. Suntem eu cred că putem sta liniștiți. Nedelcearu? Rus? Bă, problema rus e că nu e chiar titular la echipa de club și nu are așa multe meciuri în picioare. În schimb, eu îl văd pe Drăgușin, care joacă non-stop și într-o formă foarte bună, trebuie să fie titular. Măcar unul din cele două meciuri. Sigur, Nedelcearu și el e joacă meci de meci acum. Tu știi mai bine pe Drăgușin. Noi l-am văzut puțin, că n-am avut prilejul și nu prea știu nici. E departe, poate juca fundașul central de parte stângă. Da, eu l-am văzut că a jucat chiar pe Ghencea, mi se pare, când a intrat cu meciul amical cu câteva minute, Grecia, e greu să-ți dai seama. Nu știu. Dar de picior drept de bază, nu? Domnul Stoichiță ne poate spune mai multe. Nu ți-o dau așa, în general, din casă, din ce nu, de ce picior de bază îi... Drăgușin? Drăgușin, de drept. Drept. Dar nu e obligatoriu să fii neapărat stânga să joci fundaș. Nu toți sunt acerbi. Dacă stai bine să te gândești, noi am jucat de multe ori cu jucători în partea stângă, cu jucători de picior drept, la nivel de echipă națională. N-ai Ungureanu, depinde a fost de... dreptaci. Nu vorbesc de fundaș stânga. Fundaș central, zonă stângă. Eu în carieră sistem de 2 sau un sistem probabil de 3. 60-70% din meciuri fundaș central stânga. Fiind dreptaci. Da, exact. Alex Borceanu, care sunt problemele cele mai mari pe care le identifici în acest moment la Națională, dacă identifici?
absența nu știu cui. Sau nu? Nu identific. E foarte important să vedem și adversarul. Trebuie să luăm în considerare adversarul. Jucăm cu Andorra și nu cred că... Nu prea știm nimic despre adversar. Dar nu cred că putem să vorbim de o absență oarecare a unui jucător. Important e cum vom aborda meciul. Dacă jucăm cu o echipă foarte puternică, cu Elveția, atunci anumiți jucători pot însemna o lipsă. Dar în acest moment, foarte mulți jucători, chiar mulți dintre cei pe care i-a enumerat domnul Stoichiță, de la U21 pot juca în această echipă și o pot face cu brio împotriva Andorrei și împotriva Belarusului, care cumva are jucătorii într-o oarecare măsură izolați în Federația Rusă sau în Belarus, în care n-a jucat foarte multe meciuri europene amicale cu adversari. Păi n-au cu cine? Pentru că sunt apropiația Rusiei și cumva oamenii vor să se... Turkmenistan, Tajikistan, sunt multe țări care pot... Doar în zona aceea s-au dus și au jucat. Bineînțeles, plus că mulți jucători care joacă în Belarus și în Rusia au început campionatul de puțin timp, pentru că în Belarus și în Rusia campionatul începe la începutul lui martie, au 2 sau 3 meciuri în picioare. Așa că pentru noi și pentru jucătorii noștri care joacă deja și au un ritm de sâmbătă-sâmbătă, de o lună și jumătate, e un avantaj. Mai ales că acest meci îl vom disputa acasă, nu? Cel cu Belarus. Da. Pe Arena Națională, publicul alături. Un teren foarte bun, publicul alături. 28 martie, adică... După o victorie așteptată în Andorra, sigur lumea va veni la stadion, terenul e foarte bun, terenul e foarte mare, putem să desfacem, pentru că probabil se va apăra aproape de poarta lor. Noi vor lăsa foarte multe spații în spatele apărării și atunci probabil că îi vom domina în jumătatea lor și... Având un teren mare și un teren bun, avem șanse mari să creăm ocazii. Domnule Stăchiță, vreau să fac o completare, să nu sărim peste... Foarte bine a remarcat și Florin și Alex despre jucătorii tineri, că pot să facă imediat. Păi mă uitam, pentru că n-am fost cu o listă completă despre el, acum auzindu-l ce spune, păi mă uitam la vârfurile echipei U21. Marcovi și Birligia, unde joacă ăștia doi? La două echipe care se bat pentru titlu. Da? Păi spune foarte multe și lucruri. Și la Naționala Mare l-avem pe Alibe care se bate la titlu, și care de e lider. Acolo a Alibe. Fost dislocat Luis Munteanu din coace, că era și da. El. Așa, că l-am uitat să-l punem pe Luis pentru vară. Că l-au... Revenind la tine, că atunci am fost atent, dar să știi și tu, nu este sintetic, este hibrid, cum este gazonul de la Mogoșoaia, deci au refăcut gazonul, nu mai este sintetic ăla care îl știm noi. Nu, este probabil, un gazon hibrid. Deci are o plasă. Eu prima oară la Aston Villa am jucat cu Steaua în 98, când eram antrenor și am jucat Cupa UEFA în 98. Și plasticul era altfel în 98. Și era un gazon instalat de suedezi, că pentru noi a fost atunci, îți dai seama, un șoc. Mergi în Anglia, joci cu un gazon hibrid. Nu era nicio diferență aproape. E mai dur. Tot ce pot să spun este că la călcatul gazonului se pare puțin mai dur și mie mi se pare că aluneci mai ușor. Obligatoriu 6 puncte, nu cred că mai discutăm acest aspect. Nu vorbim neapărat de obligatoriu, dar dacă ne dorim să mergem la european, sunt punctele astea sunt necesare. La campionatul european, da. Punctele astea sunt necesare. Nu e nimic obligator în fotbal. Adică lucruri și surprize se pot întâmpla. E adevărat, dar măcar pe aceste puncte să te bazezi cumva din start. Și mai ales că ăsta este începutul. Andorra, Belarus. Adică da, cred că pe punctele astea se bazează cam toată lumea. Și e o programare foarte bună pentru România, pentru că are anumite puncte în momentul când, probabil va avea anumite puncte când va întâlni echipele cu care cu adevărat se luptă pentru a ajunge la european. Te stupinde convocarea lui Luis Munteanu, spre exemplu? Nu. Cea lui Ștefănescu? Nu. E Ștefănescu forțată până la urmă de accidentarea lui Camora. El nu e. Ștefănescu a jucat foarte mult în poziția de mijlocaș stânga, mijlocaș dreapta, undeva în centru terenului a pendulat, n-a mai jucat de mult fundaș stânga, dar în contextul în care vom juca cu Andorra și cu Belarus, două echipe care se vor apăra aproape de poartă, el va veni singur cu fața la poartă,
când vorbim de acțiune de atac, nu va avea mari probleme. E un jucător extrem de competent în atac. Iar în faza de apărare nu va avea probabil foarte multe probleme, mai ales în meci cu Andorra, dacă va juca. Nu cred că Andorra va ataca de foarte multe ori. În același timp, nici Belarus nu va ataca pozițional. Probabil undeva pe contraatac vor încerca să ne surprindă. Deci, Ștefănescu în poziția de fundaș stânga în aceste două meciuri poate fi o soluție bună. Am putea să avem niște, nu știu dacă ar fi o surpriză, dar Tudor Băluță să fie titular în această partidă? Pe ce poziție e întrebarea? Pentru că ceea ce poate el să joace foarte bine, numărul 6, închizător în fața apărării. Îl vezi pe Răzvan Maia. Pe acea poziție sunt 3 jucători. Ne gândim și la perspectiva următoarelor meci, pentru că el la Faro de obicei joacă, sau de multe ori joacă și în poziția de Inter. Poate nu are neapărat calitățile unui Inter modern care să dribleze, să paseze decisiv. În schimb, poate fi un jucător foarte important pentru că are un gabarit mare, o compoziție corporală și noi suferim cumva la duelurile fizice, la contactele fizice. Și să joci cu un Inter puternic și să joci cu un închizător puternic, aici vorbim de Screciu, vorbim de noi acum, dar vorbim de viitor. Vorbim poate de Shoot sau un alt jucător care ar putea juca în această poziție. Am avea 2 jucători care câștigă dueluri, 2 jucători care recuperează minci și meciurile cu echipele mari, avem nevoie de acești jucători. În acest meci nu știu cine va juca. Probabil, fiind primul meci cu Andorra, mă gândesc că în meciurile contra echipelor mici și foarte mici, așa zise, Răzvan Marin a fost jucătorul care a jucat acolo pentru că are cea mai mare abilitate în a ataca, în a pasa între linii, în a pasa în spatele apărării, în a-și dribla adversarul, șutează bine de la distanță și probabil că vom avea nevoie de această armă pentru că echipele, atât Andorra cât și Belarus, cu cât va trece timp, probabil că se va apura din ce în ce mai aproape de poarta lor și vom avea multe mingi în jurul zonei de 25-30 de metri și Răzvan Marin un șutor foarte bun. Și mai găsește câteodată da, și varianta. Da, e foarte greu să driblez când sunt jucători atât de apropiați unii de ceilalți. Așa că șutul e o soluție ceva mai simplă, iar el e foarte inabil în a performa. Florin Gardoș. Da, uitându-mă pe lot, vedem că avem Șut, Băluță, Marius Marin, care cumva eu îi văd mai degrabă cu un profil defensiv. Revenind la meciul cu Moldova când s-a jucat 4-2-3-1 și ținând cont de rezultat, mă gândesc că probabil va merge pe același sistem. Bine, a fost religie la noi 4-2-3-1. Da, da, a jucat și în 4-3-3 Edi. Mai mult a jucat în 4-3-3. Da. Dacă e să-i luăm toate meciurile, parcă mai mult. Dar dacă e să luăm ultimii 10 ani, 4-2-3-1 a fost religie. Bun, da, Piciurcă, sigur, da, sigur, da. sigur. Și mă gândesc... 4-3-3 am jucat cu Nepiți, mult. Da. Și apoi a venit antrenorul străin. Domnul Daum? Daum. Am jucat mult timp cu 4-3-1-2, fără extreme, cu 2 atacanți și am jucat anumite meciuri cu 3 fundași centrali. Și a venit Mirel și într-adevăr am jucat 4-2-3-1 sau 4-3-3. Cred că mai degrabă 4-2-3-1 e un sistem pe care îl jucăm foarte mult în campionatul intern, dar e un sistem neapărat pe care îl jucăm în cupele, la echipa națională. Și ok, vorbim de 4... Care jucăm... cam începe să dispară de pe afară, de la nivel înalt. Da, da. Păi acum 4-2-3-1 e cam de pe la tataie. Așa, la campionatul mondial am văzut și cu 5 pe fund. Adică... Multă lume, cu 3 care devin 5. Deci foarte multă lume folosește. Eu mă uit acum la istoria e ciclică. Se va întoarce și se va rafina ceva. Acel 4-4-2 al englezilor, legendar, nu știu, nu mai există. Și multă lume joacă 3 pe fund. Sigur că ne apărăm în 4-5-1. Cu cei mai mulți antrenori ne apărăm în 4-5-1 cu 5 jucători în linie sau un 4-1-4-1, nici de cum ne apărăm într-un 4-3-3 cu atacanții noștri făcând pressing cât mai sus pe teren. Nu, ne-am apărat cumva în 3, mai de mijloc. Da, de regulă rămâne unul singur acolo și ceilalți coboară să susțină. Dacă n-a venit Yanis Hagi, pentru că Yanis Hagi nu este în cel mai fericit moment al său la Naționala Mare, Alin Buzărin, nu vă pun pe voi să comentați, Alin Buzărin, Tavi Popescu la echipa națională.
orice jucător de 19-20 de ani are dreptul la minutele lui, el a împlinit 20 de ani. Dacă nu-l ajutăm pe Ianis Hagi, facem gesturi de clemență, pentru că în acest moment eu nu cred că ar fi un gest de clemență față de Tavi Popescu. Eu cred că el își merită selecționarea, eu cred că o merita și Florinel Coman, după cum o merita și Ivan. Acum nu știu câți erau pe listă, că toți trei sunt același post, practic. Și din toți trei a rămas Tavi Popescu. Nu cred că e vreun bilet de favoare vândut lui Tavi Popescu. Nici nu cred că va fi titular. Întrebarea e cine va fi titular acolo. Pentru că l-avem pe Dobre, pe care nu prea-l cunoaștem, nu știm ce. Și dacă, de exemplu, în partea aici Căldău. Și joci cu 4-3-3 și joci cum zice Alex că la meciul ăsta, hai că ni-l permitem pe Răzvan, mijlocaș central, nu? Da. Și joci cu Stanciu și Căldău. Da, dar vorbim de stânga, extremă stângă. Luis Muntean. Posibil. Ali Bec e aici în mijloc. Da. Să zicem că Mani în dreapta. Și acolo ar fi Tavi Popescu sau Dobre. E clar, dacă este luat după profil... Poate juca extrem, el e un mijlocaș și l-am văzut foarte puțin. Eu l-am văzut la Olimpiada, a fost atunci, mi se pare, nu? A fost la Tokyo, în meciurile alea. Deci, dar nu mi-am făcut o imagine, însă... Pe hârtie, eu știu că postul lui e aripă, la extrem. E winger? Da, winger. Eu știam că e mai mijlocaș, așa mai... Și iară Munteanu, dacă este să ne luăm după convocare, a înlocuit un număr 9. Practic, acum că da, nu vedea stânga așa sau și nu. Ștefănescu a înlocuit un număr 3 pe Camora și da. Nu prea e, da, sigur. Bun, deci tu spui că nu i s-a făcut nicio favoare lui Tavi Popescu, care Tavi Popescu este anunțat însuși de club că nu va mai fi titular, ai și un jucător prostie, care nu va mai fi titular și care are minute din ce în ce mai puține și realizări puține, 3 goluri marcate în acest sezon. Spre deosebire de alți colegi de-ai lui, colegi de-ai lui de echipă, care nu sunt la Naționala Mare. De exemplu. Cu poate un joc mai consistent, mai ceva mai consistent. Cum ar fi? Păi, like. Hai să căutăm Coman. Am deplâns de convocarea lui Coman Mă uit la cifrele lui Coman și cred că sunt mai bune decât ale lui Tavi Popescu, asta vreau să spun. În cazul lui Ianis Hagi, ni s-a spus că nu îl lăsăm să-și facă programul lui de pregătire și nu facem gesturi de clemență la națională, dar aici mi se pare un gest de clemență în cazul lui Tavi Popescu. Mi se pare că e și o chestie de poziții, pentru că în 4-2-3-1, dacă așa va juca, Ianis e număr 10, iar în poziție număr 10 îl avem pe Stanciu. Păi o să-l avem pe Stanciu și în iunie, dacă jucăm 4-2-3-1. Da, numai zic, dacă le să luăm concurenții lui pe post. Îl ai pe Stanciu, îl ai și pe Moruțan, care mai poate să joace în poziția de 10. Și Cicăldou a mai jucat în poziție de 10. Da, dar mai retras un pic. Vom juca 4-3-3, pentru că avem foarte mulți mijlocași ofensivi și foarte puțini mijlocași defensivi. Și eu cred, și joci cu Andorra, până la urmă. Nu trebuie să pui... Eu nu făceam comparație între Ianis și cu Belarus. Nu mai zic Ianis neapărat. Eu îl văd pe Ianis ori număr 10, ori dreaptă. Extremă dreaptă. Și atunci concurenții lui pe post sunt mult mai în formă. Pe Ianis Hagi nu trebuie comparat cu Popescu. Pentru că e o altă poziție. Nici nu vreau să-i comparăm. Da. Nu-i comparăm. Adică discuția nu e între convocarea lui sau a lui. Nu. Întrebarea este, un jucător care nu se impune la echipa lui de club, ce face la națională? Mai bine îl dai lui U21 să îndoi, pregătește-te, e încă eligibil la U21. În iunie trebuie să joci, tu trebuie să joci turneu final. În iunie o vedea mai bine acolo decât aici. Adică mai bine du-te la Săndoi și faceți acolo, sudați-vă foarte bine pentru primăvară, pentru vară. Atenție, avem turneu final. Și eu cred că pe el îl căleau mai degrabă, nu știu câte minute o să prindă el, Andorra plus Belarus, nu știu câte o să prindă, o să prindă niște minute, cred că n-am în două meciurile. Dar dincolo tu joci cu cine joci? Joci întâi cu Portugalia și după aia joci cu Germania, două echipe foarte puternice. Nu eu vedea, cred mai bine, că era mai bine să meargă acolo. Cred că era mai bine. Bun, asta a fost o eternă discuție cu jucătorii care sunt selecționabili și colo și colo. E Dumnezeu pe pământ Național Mare. Național e mare. Și mai ales că începe în campania de calificare, deci e normal să-i dai acolo. Dar m-am întrebat dacă nu, mi-am pus această întrebare, nu era mai bine să fie la tineret, unde foarte aproape peste 2 luni de zile avem de percepție. Băieții ăștia știu că au umblat până lumea fotbalului. În England, în Italia, nu știu unde,
de Naționala Under 21 cam doare la urechea internă, da, pe toată lumea. Adică, domnule, Naționala Mare, care joacă pe Wembley, vin 90.000 de spectatori, ai văzut campionatul Under 21, a fost în Italia, s-a jucat pe la Serra Valle, pe la San Marino, trei rânduri de tribune, pe acolo, la 5:30 după masă. E cam doare undeva. Sigur că noi punem accent foarte mult pe noi așa Under 21, pentru că acolo am obținut acele rezultate. Că până în acel moment nici noi n-am pus foarte mult accent pe Național Under 21, pentru că nici Național Under 21 n-a pus accent pe noi. Nu se califica. Da, da. Dar și acolo ne-am pomenit și noi. Obiectivul Național la Mare. Bun. Obiective Naționala Mare, noi am pus accent atunci, ne-am bucurat, am ieșit pe stradă, ne-am pupat, am făcut emisiuni. Ce bună echipa aia, care l-a bătut cu 4-2 pe Mount, pe Van Bissaka, cine mai era pe acolo? Abraham. Da. Le-a scos fotbalul din cap la ăștia. Mai erau de ăștia. Era ăsta de la City, cum îl cheamă? Super talentat. De Foden. Da. Păi unde sunt ăștia și unde sunt ai noștri? Cred că eu văd așa prin ochii, scuză-mă. Nu, zi. Prin ochii selecționerului. Dacă te uiți exact, vorbim postul ăsta extremă stângă sau aripă stângă, ce variante ai? Și atunci, probabil varianta mai potrivită ar fi fost Ivan, dacă ar fi să ne luăm după cifre și oarecum după formă, și nu Tavi Popescu. Dar la Ivan cred că e altă problemă. De fapt, sigur e altă problemă. Vis-a-vis de atitudine, că s-a discutat prin presă. L-a deranjat ceva în trecut. Și aia se putea rezolva 9 luni de zile când s-a întâmplat, cât s-a petrecut de atunci. Cât a trecut. Deci, da, deci practic, Ivan știa ce a făcut. Putea la un moment dat într-o declarație, bă, îmi pare rău, eram și eu acolo, na, nu e asta atitudinea mea față de echipa națională, am greșit. Da. Păi ce mă a trimis soția mesaj, a râs pentru prima dată pe bebelușul, nu știu, găseam o scuză. Te certa Edi Iordănescu și avea o discuție. Din acel moment puneam telefonul jos, da, pe silent, exact, ce am terminat, am închis. Dar te duceai în timp, vorbeai cu el sau și public? Pentru nu că poți, nu mi se pare normal să pedepsești un jucător, mi-e drag de Edi, dar nu poți să pedepsești un jucător. Pentru că nu știu ce... El de atunci are două convocări la care nu vine. Aia din septembrie și asta din noiembrie, două amicale. Nu poți să pedepsești că Naționala nu este a ta, nu e proprietate personală. Chiar dacă tu ești cel care răspunde rezultatele echipei naționale. Dom'le, nu ești pe proprietate, pe persoană fizică acolo. Categorie. Important este să scoți de la toți, cât or fi, de la toți agaricii, să scoți ce au mai bun ei. Pe mine nu mă interesează. Trebuie să găsesc calea de comunicare cu proasta asta de Ioana ca să scot de la Ioana ce e mai bun. Nu mai contează nimic altceva. Sau poți să convoci un alt jucător care într-adevăr e mai bun. Da, dar în acest moment e mai bun Tavi Popescu decât Andrei de Ivan. Poate e mai bun Dobre. Tavi Popescu e mai bun ca Andrei Ivan. Astăzi. Astăzi? Nu. Nu. Vine Naționala, că asta arde acum. L-am avut pe Țicleanu în studio. Și ce n-a zis Țicleanu în studio? Era să plec. Am vrut să plec din emisiune. Și eu și Răchită. Doamne, vedeți că nu-i batem pe ăștia pe Andorra. Dacă nu jucăm, nu-i batem. Am vrut să plec cu Răchită din emisiune. Doamne, nu mai pleca, că Țicleanu nu e un băiat prost deloc. E chiar un băiat deștept. Așa. El, Giolgău, de la Craiova, sunt oameni luminați la minte. Cămătarul ăștia, care sunt Cârțu, ăștia sunt deosebiți, să știi. Așa. Cum vezi? Haide-mi reamintit că dacă acum am ajuns să ne fie, să vorbim de Andorra și de Belarus, las-o încolo, hai să ne împușcăm, pe bun. Hai să ne apucăm de popice nautice. Băi, suntem râsul lumii, bă. Dacă nu le dăm de la 4-5 în sus, suntem râsul lumii, nu dacă nu câștigăm. Și la Belarus, la fel. Adică, după cele două meciuri, ar trebui să avem golavera 10-0. După aceea începe. Da, după aia începe pentru noi grupa. După aceea începe grupa. Acum este bine. Eu de asta, eu îl apreciez pe Edi, dar el trebuia să-l ia direct la echipa mare, pe ăsta de la Constanța, pe Mazilu. Da. Direct pe Mazilu de la Constanța. Și să joace titular cu el. Titular cu el la asta, că nu e altul mai bun. Cu cine joacă acolo nu e mai bun. Iar în partea elaltă cu Octavian Popescu. Eu cu ăștia jucam. Și Octavian Popescu și Alibec, vârf. Alibec, vârf. Da. Da. Deci cum jucai? Mazilu, Alibec, Octavian Popescu? Octavian Popescu. La mijloc,
Avem, e Nicușor Stanciu la mijloc, e Marin, Marin care joacă bine în secție. Și ălălalt e. Da, nu, avem, avem. E, e și, și, cum să, și Moruțan e în formă. Și Moruțan și ăsta de la, de la Steaua. Olaru, Olaru e care în formă. Joacă, nu, joacă, avem joacă așa, bine, să știi. Eu spun ceva, n-are echipă rea, Edi. Nu, no, are echipă bună. Dacă, dar eu jucam cu Mazilu, eu vă spun, asta în cele două jocuri, prindea curaj, și spărgea pe toți, care are niște calități. Că a greșit-o cu Ianis și cu Ivan? Că astea au fost contestațiile principale. Dom'le, și asumă. Nu poți să spui că a greșit dacă și asumă. Văd că și-a asumat. El răspunde, nu noi. A, dar noi putem comenta. Normal. E de felicitat Hagi că și-a apărat fiul. Da, Puiu. Da. Cine nu face asta, cine nu are grijă de copii și împotriva legilor, dar să ai grijă de copil. Da. Ăla nu e ștat adevărat. Nu e ștat adevărat. Ca să fie foarte. Ce a făcut Hagi, eu l-am apreciat. Că n-a avut dreptate 100%, e altceva. Rog, aici e o discuție. E altceva, alta, aia e altă discuție. Sursele, știi ce spun? E altă discuție. Sursele spun că de fapt că Edi nu l-ar fi sunat pe Ianis. Dinspre Hagi, așa sunt sursele. Dom'le, încă o dată. Că, și dacă... că doar i-a dat mesaj după și? Lotul preliminar și l-a anunțat. Și? Da. Da. Eu sunt... antrenorul. Antrenor. Eu sunt șeful. Dom'le... Da. Eu în locul, da, eu în locul lui Edi nici nu stăteam să explic atâta. Bă, eu hotărăsc subiect închis. Bă, uite-te ce-i face Angelotti lui Hazard ăla. Da, da. Băi, nene, bă. Da, da. Bă, să-l, bă, să nu-l ții nici rezervă. Voi ați nebunit? Da. Ce? Nu, nici rezervă nu. Și nu-i dă nicio explicație. Ce explicație să dai, bă? Deci ți-am zis dinspre, dinspre Ianis au venit căci că nu e adevărat, căci că Edi nu l-a sunat. Dom'le, și dacă nu l-a sunat, da. Încă o dată. Ci că i-a dat, ci că i-ar fi dat Edi, de... ci că i-ar fi dat Edi mesaj de-abia după ce s-a publicat lista și doar mesaj. Dom'le, încă o dată. Nu știu acum care că, e adevărul. Că Hagi... Edi, ai văzut ce a zis? Dom'le, eu l-am sunat. Dom'le, că Hagi și-a apărat băiatul foarte bine. Și Puiu, Puiu Iordănescu să-și apere copilul și toți părinții să-și apere păi copilul. Păi și pe Ivan cine l-apără? Taso! Păi Ivan l-apără președintele, l-a apărat președintele clubului. Foarte bine a făcut și ăla. Da? Da. Bun, dar te întreb așa, Ianis e clar că n-avea. Ivan era de convocat? Da. Deci era, a? Da, da. Era de convocat, da, da? Ce facem dacă nu luăm 6 puncte cu Andorra și cu... Hai mă, nu mai vorbi prost. E ca și cum ai jucat cu, echipa a doua voluntarului. Eu spun, dacă joacă echipa a doua voluntarului cu Andorra, nu știu dacă îi bate Andorra. Ce îi bate tot? Echipa a doua voluntarului. Bat... Nu, eu zic că dacă nu luăm 6 puncte, nu ne calificăm. Hai mă, ce dracu, dacă joacă cu afumații, da. Uite, dau un scris aici, Andorra cu afumații nu îi bate pe afumații. ne-e frică de echipa națională, hai mă, atunci ce dracului, înseamnă că suntem la pământ cu fotbalul. Și cu fotbalul și ca bărbați până la urmă, ce dracu. Da. Știi cum e, glumim puțin, iei pe sus. Băi, eu recomand Federației Române de Fotbal. Da. Ca echipele de juniori de la 14-15 ani, da, să facă cel puțin 5 jocuri pe an internaționale. Atât acasă, cât și afară. Cel puțin 5, dar 6. 3 acasă, 3 afară. Să plece cu ele, chiar dacă iau 5, 6, 7, cu aia de 14-15 ani. Pentru că răsare câte unul, cum e Mazilu, care e de ajuns. Da. Ți-ai făcut șmecherie. Înțelegi? Dar dacă n-are moral de competiție mare... Tot repet această frază și nimeni nu vrea să înțeleagă. Nu poți să stăm pe bancă să primești. Ai înțeles? Trebuie învățată. Joc cu tine care ești, joci în Bundesliga. Băi, când vine, îi tremură picioarele. Doamne, să nu luăm multe. Și ușor, crește în valoare. Da. Eu spun, Federația Română de Fotbal, că are condiții acum, datorită lui Mircea Sandu și Mitică Dragomir, cu cele două baze sportive, Mugoșoaia și Buftea, înțelegi? Nu-i costă mult, are hoteluri. Are hoteluri. Da. Și poate să aducă echipe din străinătate, să nu neapărat din Republica Moldova și Albania. Nu! Să aducă echipe puternice, echipe în nord, care au echipe de juniori puternice. Și să fără asta nu pot să joace. Nu, asta e clar. Uite, apropo de națională, eu spun ceva, dar la modul cel mai sincer. Eu și păsăpunarul convocam. O să râzi, o să zici că păi nebun. N-am zis eu aici la tine în emisiune. La, nu mai știu, nu mai știu. Am spus eu în emisiune. Nu, jur. Eu îl convocam păsăpunar.
Deci vorbesc la modul cel mai serios. Pentru cele două jocuri nu e neapărat nevoie de el. Are nevoie în astea două jocuri să-și cristalizeze o echipă pentru care pleacă la război. Pentru că războiul nu începe astea. Astea sunt niște lupte de graniță. Astea cu Belarusul și cu... Ce Dumnezeu... Deci să rămânem în Andorra, da, dacă nu batem Andorra. Ce vorbim? Dar nu, că nu, nici nu se pune asemenea problemă, mă. Eu spun să trimite pe afumați și nu-i bate afumați. Da. Apropo de echipă, cine crezi că o să fie jucătorii care o să explodeze, Neamitică, la națională în preliminarile astea? Stai să țineți întrebarea, da, că vreau să continui aici. Păi am văzut că, de exemplu, Mazilu care are 17 ani și este jucător care bate la porțile mare echipe. Da. De ce nu joacă la Under 21? De ce nu joacă? Eu știu, nu știu dacă l-a băgat la Under 19. Băi, frate, când e un jucător, cum era Dobrin, Balaci, bă, aveau 16 ani, jucau la 18 ani. Uh-huh. Păi neapărat, că altfel îl dai înapoi. Dar vă văd, vă place rău de Mazilul ăsta. Îmi plac câțiva tineri din țară la această oră. Cine îți mai place? Îmi place fundașul stâng de la Constanța, da. Borza. Da. Dar cel mai mult îmi place Mazilul ăsta. Este singurul jucător care știe să facă preluări. Fii atent, preluări din viteză, preluări stânga-dreapta. Cu asta, părerea mea este că de multe ori te naști. Îmi place Octavian Popescu ăsta. Da. Înțelegi? Îmi place și Olaru cât aleargă. Și îmi plac patru portari. Nu are a mea, dar... Pe primul loc, da, cel de la Voluntari. Da. Pe locul 2, cel de la Rapid. Da. Și pe locul 3 și 4, cei doi de la Steaua. Stai, pune-l pe Niță, pune-l pe Ionuț Radu. Dom'le, din țară. Da, am înțeles. Din țară. Da. Așa mai avem și pe Ionuț, care a apărat foarte bine în ultimul timp, și pe ăla care are și experiență. Deci avem portari acum. Dar în țară sunt patru portari care pot să joace la orice echipă din Europa. Hai să facem echipă din portari, că la portari stăm bine. Nu stăm rău deloc.